Salut și bine v-ați întors pe acest canal de YouTube. Astăzi ne revedem cu un video de tip tutorial, să-i spunem așa, pentru că multe dintre voi mi-ați scris în privat și mi-ați cerut treaba asta, chestie care pe mine mă bucură, mă gândeam sincer că nu mai este interes pentru asemenea materiale. Vreau să facem astăzi un tutorial, nu este ceva complicat, nu este o chestie în care vreau să vă învăț cum să faceți un anume lucru, este pur și simplu un clip în care vreau să vă arăt produsele mele preferate pe anul ăsta. Cel mai folosit primer pe care eu îl am anul acesta este High Glass de la NYX. Arată așa și este un primer luminos, practic pentru ten uscat. Eu l-am folosit foarte des pentru zonele astea mai înalte ale feței, pentru că practic eu acolo am mai puțină luminozitate sau îmi doresc mai multă. Dar dacă aveți tenul uscat, puteți să-l folosiți pe întreaga față. Gama asta este una completă, o găsiți la NYX și din câte știu eu au și un iluminator sub formă de pudră. E o combinație între pudră și spumă, să spun așa. Nu m-am înțeles foarte bine cu acel gen de produs pentru că are o acoperire mult mai mică și practic iluminarea este mult, mult mai subtilă, dar dacă voi căutați așa ceva, mai degrabă poate să încercați pe acela. Un fond de ten care mi-a plăcut foarte mult este Derma Blend Fluid Corector de la Vichy. Am avut chiar și un proiect cu cei de la Vichy, chestie care pe mine m-a încântat foarte tare. E un produs pe care îl folosesc de mai mulți ani. Dacă nu mă înșel, cred că prima dată am luat contact cu el în 2016 sau 2017. E un produs cu acoperire ridicată. Fondul ăsta de ten, ca să o iau de la început, se adresează mai degrabă tenului uscat. Eu am tenul mixt, însă mie îmi place foarte mult formula lui. Mi se pare că n-ai nevoie de foarte mult produs, cum am aplicat eu acum îmi dau seama când m-am văzut în oglindă, n-ai nevoie de foarte mult produs, pentru că puțin o să fie suficient, cu cât pui mai mult, cu atât practic el devine un produs cu acoperire mai mare. După cum vă spuneam, e potrivit pentru tenul uscat, dar mie mi se potrivește și pentru tenul meu mixt foarte bine. Știu că mai sunt fete care mi-au scris că l-au încercat și pentru care nu a rezistat la fel de bine. Este foarte posibil să vă fi identificat cu tipul meu de ten, să aveți tenul un pic mai gras și atunci de asta să nu reziste la transfer. Are pigmenți polimeri în el, ceea ce înseamnă că îl face potrivit și pentru zona cearcănelor sau alte pete din astea care sunt de pigmentare, de soare, pete roșii, cearcăne adânci, e potrivit pentru cearcăne, ascunde și acnea, dar dacă aveți o acne un pic mai agresivă, poate o acne în relief, atunci cel mai bine vă îndreptați către fratele său, Derma Blend 3D. Ăla este practic pentru tipul meu de ten și tenul cu tendința acneică și cu tendință de îngrășare, pentru că are acid salicilic în componență și practic nu doar ascunde imperfecțiunile, dar ajută un pic și la tratarea lor. Ce vreau să vă mai spun este că cei de la Vichy nu au chiar cele mai multe nuanțe. Acum, în schimb, s-a mai completat paleta cu încă câteva. Dar să știți că cea mai deschisă nuanță pe care eu o găsesc disponibilă la noi este 15, nuanța pe care eu o folosesc acum pe ten, însă nu îmi este neapărat mânușă, ca să spun așa. Consider că o nuanță pic de tot mai deschisă mi-ar fi fost perfectă, dar am constatat că nu este neapărat o concordanță între fondul de ten de la Vichy, acesta Derma Blend Fluid, și cel 3D, care e tot de la Vichy. Mi se pare că 15, nuanța asta pe care mi-am pus-o acum pe față, este un pic mai galbenă, în vreme ce nuanța 15 de la 3D este un pic mai roz. S-ar putea să dea senzația că este ceva mai deschisă, nu știu sigur dacă e ceva mai deschisă, într-adevăr mi se potrivește un pic mai bine, dar asta pentru că are un subton un pic de tot mai rece. Uite, ca să vedeți și textura pielii, chiar acoperă foarte, foarte bine. Ce am zis eu inițial, că am pus mult fond de ten și apoi am mai adăugat, păi cam asta s-a întâmplat. Un concealer care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult este Fit Me de la Maybelline. Asta pentru că este un concealer foarte ușor, aș spune eu, acum este în focus. Eu am aici am nuanța 15. Îmi place foarte mult acest concealer pentru că are textura asta super smooth așa, pe care o poți folosi în zona asta de sub ochi. În același timp, trebuie să vă spun că am observat la el o tendință din asta de minimizare a efectului de pori dilatați, chestiune care mie îmi place foarte tare. Pun în colțul extern al ochiului și un pic în colțul intern și cu ce îmi rămâne mie pe burețel, vin înspre centru. Mă interesează
zona asta de centru să nu o acopăr în totalitate de produs, pentru că va arăta destul de încărcat și destul de a 2014, trend care nu mai e acum la modă, dacă mă întrebați pe mine, însă am văzut că în continuare sunt foarte multe fete care preferă acoperire ridicată. Eu nu mă mai număr printre ele și mie mi se pare că arată foarte bine. Aici am produs un întins, în mod evident, dar după ce l-am așezat, mi se pare că a diminuat foarte bine mare parte din șarcăn. După cum vă spuneam, punem în exterior, punem și în interior, adică îl estompăm întâi în interior și cu ce ne rămâne pe burețel unim cele două zone ca să facem practic tranziția dintre culori, ajung și pe zona asta a porilor dilatați și mi se pare că asta este tot. Lângă Fit Me se așează și Super Stay Concealer, este un concealer full coverage, am o nuanță foarte deschisă, nuanța 5, v-am mai povestit despre el și pe Instagram și nuanța asta e mult prea deschisă pentru mine, dar este un produs potrivit cât să fac un pic de iluminare din umbre. Ce-ar fi să facem un trend? Să rămânem așa și așa să ieșim din casă. Anul ăsta un favorit a fost faptul că am încercat să renunț în mare parte la produsele de conturare și zic în mare parte pentru că sigur că nu am renunțat de tot la ele, dar mi-am dorit mai mult să iluminez mai degrabă aceste zone decât să conturez altele pentru că mi se pare un pas mai natural. Las toate produsele așa, le voi fixa ulterior cu o pudră. Trec mai departe la un blush cremos și blush-ul cremos, care, dacă nu mă înșel, s-a lansat chiar anul acesta, în 2020, și care îmi place foarte tare, este, stați un pic să vă zic numele complet, Freestyle Cream Blush în nuanța 06 Daiquiri Deep și arată cam așa. Nu este neapărat cea mai estetică situație a lui, însă l-am folosit foarte, foarte des și aproape că numai pe mine, pentru că au fost foarte puține programări la make-up această vară. L-am pus pe o pensulă. Asta este o pensulă de la NYX. N-am niciun număr, nu știu. O să încerc să vă las în descriere toate produsele și ce fac? Plec din centrul pometelui și merg așa cu mișcări rotunde sau rotunjite sau un cerc, cum vreți voi să-i spuneți. Și aici, practic, am descărcat mare parte din blush și de aici încolo doar mă mai extind un pic pe unde mi se pare mie că ar mai arăta bine sau pe unde aș vrea eu să mai fac un pic de blend. Nu știu dacă voi simțiți nevoia să puneți mai mult, mie mi se pare că e suficient pentru în real life, pe cameră într-adevăr ar mai merge puțin. Fiind un blush cremos, pe care, apropo, nu e nevoie să vă cumpărați un produs special care să fie cremos, puteți să vă luați fără nicio problemă un ruj care vă place foarte tare și să-l folosiți pe post de blush cremos. Până la urmă, părinții și bunicii noștri asta făceau acum ceva ani. Pentru că este un produs cremos, sigur că strălucește mai mult, sau mai bine zis lucește. Trebuie fixat dacă nu vă doriți ca el să lucească în felul acesta, dar dacă vă place așa, foarte bine purtați-l așa. Ce mi-a mai plăcut mie foarte mult să fac în ultimii mulți ani, nu doar în anul ăsta, este să mă ocup un pic de armonie cromatică și să pun un pic de produs în zona asta. Și cam așa arată machiajul meu obișnuit, cel puțin înainte de mască, înainte de era măștii. Ce tare sună asta, nu? Putem să folosim blush-ul ăsta și pe zona buzelor, dacă ne dorim. Practic, poți să-l pui oriunde ți se pare ție că se potrivește un produs cremos. Dacă ai un ten uscat, mie mi se pare că ai terminat machiajul, trebuie doar să-ți mai faci sprâncenele. Dar dacă ai un ten mixt sau gras, atunci clar ar trebui să fixezi produsele și produsul meu preferat anul ăsta de fixare, sunt sigură că știți, toată lumea știe, pentru că e un produs cu care sau despre care am vorbit peste tot. E vorba de pudra asta de la Criolan, ea se numește Anti Shine Powder, cam așa arată dacă vreți să o căutați. O găsiți pe Expert Beauty și pe Topline România, eu am luat-o de la Topline, au avut ei la un moment dat reduceri și cred că am dat, nu știu, foarte, foarte puțin pe ea, poate 60 de lei, dar aveau reduceri foarte, foarte mari. Și am dat și multor prietene de ale mele din ea și în continuare mai am mult, nu știu, are 30 de grame, deci vă ține o viață și un pic din următoarea. Ce fac acum este să iau burețelul, mă uit un pic în zona asta de sub ochi să văd dacă s-a strâns ceva în ridurile fine, pentru că am ajuns în acel punct al vieții în care am riduri fine și fixez tot produsul cremos.
Și acum, dacă vă veți uita puțin, putem să matifiem și zona asta a blush-ului. Deci dacă este ruj, nu e nicio problemă că e cremos, pentru că dacă venim cu pudră albă, translucidă, pulbere, pudră colorată până la urmă, el va deveni mat și va avea o rezistență mai îndelungată. Dacă pui o pudră colorată peste el, clar, clar, o să se mai șteargă din pigment. Aici îmi place cum arată, adică în real life este un pic mai intens decât e pe cameră și mă mulțumește. Putem să venim și în zona asta, bineînțeles și pe aici și clar de tot, uite, o să vă arăt o comparație între cele două zone. Se vede diferența atunci când ai tenul complet mat față de când îl ai un pic mai glowy. Venim și pe ploapă, ați văzut că am fixat și aici toate produsele, foarte puțin lucește și foarte natural și așa arată un pic mai glowy. Practic dacă n-aș mai pune pudră așa ar arăta. La produse de conturare, I'm an oldie, am aici un produs de conturare pe care îl am de ceva vreme, să vă zic sincer, îl folosesc numai pe mine și este vorba de Too Faced Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer. Este un bronzer care în continuare miroase ciocolată, Doamne, ce frumos! Și nu știu care e treaba, aș zice că nuanța asta e cam închisă pentru mine, dar este un bronzer pe care îl ador și îl folosesc în continuare cu regularitate. Mie îmi place să-l bag în păr ca să se vadă ceva mai natural, mai de acolo. Trebuie să recunosc că vin cu el și în zona asta a feței, deși nu simt neapărat nevoia să-mi conturez partea asta să fie mai ovală. Și o altă chestie pe care trebuie să vă povestesc este că eu mereu fac diferența între produs de conturare și bronzer, iar ăsta este un bronzer și se vede pe el că e ceva mai cald, însă în ultima perioadă, nu știu dacă am rămas eu cu gândul la vară sau nu, sau poate chiar nu sunt singura care a rămas cu gândul la vară, simt nevoia să am tenul mult mai cald și mai bronzy, chiar și pe timp rece, pe sezon rece, voiam să zic. Îl pun practic aici pe tâmple, deasupra sprâncenei și cobor cu el în forma asta de ce. Mie nu-mi place deloc explicația aia cu un 3, pentru că nu-mi place să vin aici cu produs de conturare, deși într-adevăr face o diferență, dar nu poți să porți peste tot contur în zona asta. Și poți face asta și aici în interior, ca să conturăm un pic și zona asta de început a nasului și aici în laterale. Trebuie să trec și la sprâncene și o să folosesc Brow Woo de la Benefit. Este primerul lor pentru sprâncene, numai că eu am descoperit că mie îmi stau sprâncenele foarte bine cu el, așa că îl folosesc pe post de produs de fixare. O altă chestiune favorită anul ăsta a fost lipsa pensării, pentru că în prima parte a anului am stat într-o autoizolare, carantină, nu știu cum să-i spunem, și n-am mai fost nicăieri să mă pensez, însă acum, de când, de fapt acum, auzi, de când s-a terminat cu acea carantină forțată sau cum a fost ea, eu tot nu m-am întors la sprâncene pentru că le consider frumoase foc și așa. Și acum o să folosesc acest creion de la Benefit, Precisely My Brow Pencil, este un favorit încă de când a apărut. Nu s-a schimbat treaba asta pentru simplu motiv că are mina foarte, foarte subțire și nu e nevoie să o ascut. Aș tinde totuși să spun că nu brandul contează neapărat, ci felul în care tu te descurci cu respectivul produs, iar aici ce este important la acest creion este mina subțire pe care o găsiți și la alte branduri mai avantajoase la preț, depinde de buget. Un produs super preferat pe anul ăsta și pe care îl am de foarte puțină vreme este paleta Sound Vibes de la Urban Decay, chiar mi se pare o bijuterie a acestui an. Mi se pare foarte frumoasă, culorile sunt nu neapărat că nu le-ați mai întâlnit, însă texturile sunt unice, mi se par foarte lucioase și cred că asta este ce ne caracterizează anul ăsta, practic luciul ăsta foarte puternic pe care l-am regăsit la foarte multe branduri, în foarte multe trenduri și da, prin urmare, dacă vreți să vă faceți un cadou de Crăciun, paleta asta chiar e foarte frumoasă. Știți că eu nu prea ridic în slăb palete pentru simplu motiv că mi se pare că în foarte multe cazuri se repetă multe culori, însă aici texturile chiar sunt super diferite.
mi se pare că merită și haide să încercăm să facem ceva cu aceste culori. Am să fac un eyeliner și o să vă arăt un eyeliner de la Make Up For Ever Aqua Resist Pencil. Este eyelinerul sau linerul pe care l-am folosit cel mai des pentru că este de o culoare foarte intensă și rezistă foarte bine, e super cremos. Mie îmi place foarte mult să-mi fac codița de la ochi cu un creion cremos și cu o pensulă pentru că îmi permite să mă mișc cu forma în ce direcție vreau eu. Și da, am trecut de la paletă la acest eyeliner pentru că o să vedeți ce o să facem ulterior, dar am nevoie întâi de această bază. Ar fi trebuit nu să vorbesc întâi de creion și după aia de paletă. Am văzut tot felul de tehnici de a-ți face un eyeliner. Mie asta mi se pare că este cea mai simplă, asta cu creionul. Însă am văzut că sunt fete care se uită așa înainte în oglindă și întâi trasează linia asta de sus. Practic ele decid care să fie limita superioară a eyelinerului și apoi unesc restul liniuței cu produs. O umplu practic cu produs. Mie îmi place să stabilesc întâi limita inferioară, practic partea de jos, și după aia să merg în zona asta de sus, însă e ok în oricare variantă, nu există o manieră greșită de a strasa un eyeliner, există maniera în care, cu care tu te descurci cel mai bine. Sunt fete care își fac eyelinerul și au foarte mare grijă ca zona asta de aici de sus să nu fie tremurată și să fie dreaptă și aici jos, când te uiți așa deschis sau când închizi ochiul, se întâmplă o grozăvie și anume nu este zona asta foarte dreaptă sau nu e completă, în sensul în care rămâne o burtă goală. După ce termini eyelinerul, uită-te la el din toate unghiurile cu ochiul deschis, cu ochiul închis și vezi pe unde ar trebui să mai completezi. Și acum mă întorc la paletuța mea de mai devreme și cu pensula din dotare o să iau nuanța asta de aici, care se numește Bloodstone. Am să trec cu ea peste eyelinerul meu. Asta este o practică pe care știți că eu o fac de multă vreme. Mi se pare că dacă vii cu un produs pulbere, un fard peste eyeliner, o să-l faci să reziste mult mai mult timp. Și acum, ca să vă arăt exact cât de lucioase sunt aceste culori, o să iau o nuanță, poate chiar Tiger's Eye de aici de jos, sau mai bine Meditate. Așa arată Tiger's Eye și mi se pare totuși că e cam intens. O să-l iau pe ăsta, care e cam intens la modul că e cam gold pentru mine. Și o să-l pun aici pe centru. Poate ar trebui să le combin totuși, că ăsta e prea roz, ăla e prea gold. Look at this, guys! Arată fantastic! Îmi place la nebunie! Practic, nuanțele astea, sinceră să fiu, sunt reminderul de ce îmi place să machez. Deși dacă vă zic sincer, la început, m-am apucat eu de YouTube și de școli de make-up, eram foarte, foarte îndrăgostită de chestiile mate și nu voiam să văd nimic cu sclipici, nimic, mi se păreau... Acum le ador. Cred că și trendurile subdevină, că așa erau trendurile la momentul respectiv. Mascara mea preferată pentru anul ăsta este Size Up de la Sephora și dacă nu mă credeți, stați așa să vedeți ce gene superbe îmi face. Am primit-o de la Sephora, eu știu că anul ăsta am primit-o, dar poate greșesc, dar nu, cred că anul ăsta. Am primit-o de la ei și n-am desfăcut-o. Nu eram atât de interesată de ea până când n-am văzut-o la nu mai știu ce blogger. Și zic, băi, am și eu mascara asta, mi-a plăcut efectul și zic, băi, am și eu mascara asta și ce-ar fi să o pun eu la treabă, poate chiar e mișto. Și de atunci și până acum, sincer, a intrat foarte repede în top. Este și mult mai affordable decât preferata mea of all time, Better Than Sex de la Too Faced. Și mi se pare că nici nu curge mai deloc pe sub ochi, apropo că mi-au mai scris fete de-a lungul anilor, că li se pare că Better Than Sex de la Too Faced curge puțin pe sub ochi, rămân așa brobonele de mascara. Nu știu dacă se întâmplă asta și cu mascara aceea waterproof, dar da, cu asta nu se întâmplă absolut nimic. Și sincer să fiu, eu nu simt nevoia să folosesc mascara waterproof în general, pentru că mi se pare că se demachează mai greu de pe gene și nu-mi doresc asta deloc. Și rujurile mele preferate sunt vreo 4 la număr, am încercat să aleg unul, n-am putut. 2, 4, 5... de la L'Oreal Coloriș, care arată cam așa, este, una dintre nuanțele mele favorite pentru pomeți, pentru blush. O folosesc foarte rar pe buze, dar pentru blush este superbă. După care, un produs pe care l-am folosit foarte, foarte mult este MAC
nuanța Iași și ăsta este din gama de rujuri mate. Rujurile lor clasice mate arată foarte bine, mă gândesc serios să-l pun pe ăsta pe buze. Odată cu nuanța asta am cumpărat de la MAC și My Tweedy 311 și ăsta este Powder Kiss Lipstick. Să vă arăt și cum arată, Mă rog, înțelegeți voi. Asta este nuanța, mi-a plăcut foarte mult sub tonul ăsta super cald, însă el ca ruj nu-l folosesc niciodată singur, pentru că mi se pare că nu are un pigment foarte puternic, îl folosesc tot timpul combinat peste altceva. Și un ruj care îmi place la nebunie, dar nici măcar nu știu să vă zic care-i brandul, e ăsta, este nude-ul perfect pentru mine, uite, pot să-l folosesc ca să vi-l arăt. Nuanța este 01 Lipstick, made in Korea și mai scrie pe el Makeup. Fix atâta. Efectiv. Altceva nu știu ce să vă zic despre el. De un produs care îmi place la nebunie. Chestia super preferată este să îl întind cu degetele. Mi se pare că arată mult mai bine. Și nu știu, cam așa arată, a arătat machiajul meu în 2020, voiam să zic 2019, că anul ăsta sincer nu știu cum a dispărut. Astea sunt produsele mele preferate pe anul ăsta, sunt sigură că au existat mult mai multe lansări, mult mai faine sau poate care sunt pe placul vostru mai mult, însă eu mă limitez la astea. Chiar dacă nu sunt toate produse din 2020, pentru mine sunt top 2020 și dacă ar fi să vă recomand ceva la fiecare categorie, asta este ceva aș recomanda. Sper că v-a plăcut acest video și ne vedem în următorul, care o să apară foarte, foarte curând. Nu știu încă dacă fac vlogmas sau nu și este o întrebare care cred că mi-a născocit câteva fire albe, I swear that. Lăsați-mi în comentarii care e părerea voastră și despre acest video și despre vlogmas, ce-i drept, or să fie niște clipuri foarte crăciunești. Sper să-mi iasă, am programarea parțial făcută, însă dacă mă țin de treabă și dacă toate astrele sunt cum trebuie și dacă Mercur nu mai intră în retrograd, eu sper să avem niște clipuri foarte frumoase. Mulțumesc mult de vizită și vă aștept în următorul video, așa cum spuneam. Până atunci ne vedem pe Insta!